Iisus Hristos te cheamă, răscumpărătorul tău, vrea să te elibereze din robia celui așteaptă ca să vii, recunoaște-ți toată vina, ca iertat de El să fii. Inima mi-ți stă deschisă, ca să intri, Doamne, în ea. Această sfântă liturghie pentru răposații Bernardin, Margareta, Petru, Ludovic și Veroana, Tereza, pentru răposata Tereza la 4 ani de la trecerea la casa tatălui, pentru răposații Anica, Iulia și Gheorghe, de asemenea și pentru Vasile, Elisabeta, Iacob, Natalia, Constantin, Paulina, Mircea, Elena, Adela și răposații familiei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. La începutul Sfintei Liturghii să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfântă Maria, Purura Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frații mei, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe. Doamne, iartă greșelile poporului Tău și în bunătatea Ta eliberează-ne din lanțurile păcatului.
în care ne-am lăsat prinși din slăbiciune, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Ieremia. Am auzit calomniile multora, groază de jur împrejur. Învinuiți-l și-l vom învinui. Toți prietenii mei pândesc dacă mă clatin. Poate va fi sedus și vom putea să-l biruim și ne vom lua răzbunarea față de el. Domnul este cu mine ca un luptător puternic. De aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni și nu vor reuși să mă biruie. Se vor rușina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. Doamne Sabaot, Tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii și inima, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, pentru că Ție Ți-am destăinuit cauza mea. Cântați Domnului, lăudați-L pe Domnul, căci și El eliberează sufletul celui nevoiaș din mâna răufăcătorilor. Cuvântul Domnului. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Te iubesc, Doamne, tăria mea, Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dumnezeul meu, stânca mea în care mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea, îl invoc pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt eliberat de dușmanii mei. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. M-au împresurat legăturile morții și m-au îngrozit râurile pieirii, m-au înconjurat legăturile locuinței morților și m-au întâmpinat lațurile morții. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dar în strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din lăcașul Lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la urechea Lui. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Cuvintele Tale, Doamne, sunt duh și viață, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp iudeii au luat iarăși pietre ca să-L bată cu ele. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl, pentru care faptă dintre ele vreți să mă bateți cu pietre?
Iudeii i-au răspuns, nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie și pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu. Iisus le-a zis, oare nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă i-a numit Dumnezei pe cei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, aceluia pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi îi spuneți, spui blasfemii pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine, dar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în fapte, ca să știți și să recunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Ei căutau din nou să-L prindă, dar El a scăpat din mâna lor. El a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde îi botezase mai înainte Ioan și a rămas acolo. Mulți veneau la El și spuneau, Ioan n-a făcut niciun semn, însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat. Și mulți au crezut în El acolo. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Dragă Părinte, iubiți credincioși, mai este doar puțin până la săptămâna mare, săptămâna pătimirilor, cea mai sacră perioadă din an. Și uneori, ca să ne adunăm din risipa în care suntem, ne ajută să avem o imagine, un tablou, un simbol pentru ca să ne concentrăm rugăciunea și meditația cu scopul de a trăi mai profund evenimentele din săptămâna mare, adică misterele mântuirii noastre. O imagine care îmi vine în minte este luată dintr-o carte minunată, o novelă istorică, Omul de pe măgar, a scriitoarei Hilda Frances Margaret Prescott. Aceasta este imaginea pe care vă o sugerez ca ajutor pentru meditație. Omul de pe măgar. Da, Iisus în Duminica Floriilor, călărind pe un măgar, și intrând în orașul Ierusalim cu ucenicii săi prin poarta de răsărit, direcția din care răsare soarele și ne vine lumina, trece prin mijlocul uralelor mulțimii. Încercați să vă imaginați procesiunea lentă, zgomotul, mulțimile, agitația, mirosurile și traficul Paștelui. Era clar pentru Iisus și pentru mulțime că ceea ce se întâmpla acum era o acțiune voită, contrară a ceea ce se întâmplase cu doar 3 săptămâni anterior evenimentului prezent. Atunci, prin poarta de vest a orașului, direcția unde soarele apune tărâmul întunericului, pe acea poartă a venit o măreață procesiune de soldați romani cu armurele lor lustruite, înarmați până în dinți. Era de așteptat. Era timpul Paștelui.
cu turiștii săi zeloși, înfierbântați, în care clocotea ura față de romani, cu revoluționarea scurși, gata să răstoarne ocupația Romei. Era nevoie acum de o demonstrație de forță pentru a păstra ordinea. La sfârșitul procesiunii soldaților a venit guvernatorul roman, călare pe un cal de luptă puternic, înfricoșător. Ponțiu Pilat etala din plin puterea și măreția Imperiului Roman, care zdrobise pe oricine îi stătea în cale. Cele două procesiuni nu ar fi putut fi mai diferite. Guvernatorul pe calul de război și omul simplu pe măgarul și acela împrumutat. Mai târziu în istorie, oamenii aveau să se întrebe cine era cel mai mare, al cui mesaj avea să dureze, mesajul de putere, de război, ori cel de pace. Dar deocamdată procesiunea a început. Era greu atât pentru romani, cât și pentru puterea locală iudaică să înghită, să accepte ceea ce se petrecea în acea duminică a floriilor, acea primire triumfală din partea oamenilor față de Iisus, dar se răspândise vestea despre acel om de pe măgar. El era, spunea poporul, un vindecător, un învățător, un conducător, un rabi, un fel de celebritate. Și nu puteau să schimbe asta. De aceea, cei puternici s-au întâlnit pe ascuns și au complotat împreună, astfel încât, în timp ce mulțimea își flutura ramurile și strigau osanalele sale, umbra crucii se profila deja pe fundal. Cu toate acestea, știind acest lucru, omul pe măgar mergea mai departe. A ascultat uralele și a văzut emoția mulțimii, iar vechiul ispititor s-a întors pentru un ultim atac și i-a șoptit la ureche: vezi, te iubesc, dă-le ce vor, spune doar câteva lucruri negative despre Cezar și îți va crește popularitatea enorm, fă câteva promisiuni exagerate pe care oricum nimeni nu așteaptă să le respecti și te vor lua cu forța și te vor face rege. Iisus a auzit aceste lingușiri, l-a ignorat. Omul de pe măgar a călărit mai departe. De la înălțimea sa și-a întors capul în amândouă părți ale mulțimii și și-a văzut apostolii aleși chiar de el. Erau clar năuciți de primirea neașteptată a oamenilor, cu un zâmbet până la urechi. În sfârșit, cei 3 ani petrecuți cu Iisus dădeau roade. Avea Iisus să ceară ceea ce era al său și ei vor avea funcții înalte în împărăția lui. În timp ce îi privea, omul de pe măgar s-a întristat. Pe o parte, i-a văzut pe Toma, care nu avea să creadă, pe Iuda, care îl va trăda curând, și pe Petru, care nu numai că îl va renega de 3 ori,
dar se va lăuda cu voce tare, chiar dacă toți ceilalți te vor abandona, eu nu o voi face. Dar l-au abandonat. Între toate suferințele lui Iisus, cred că cel mai mult l-a durut abandonarea din partea prietenilor. Da, cel mai mult ne dor rănile provocate de oamenii care ne sunt cei mai apropiați. Nu rănile făcute de străini, ci de cei dragi nouă. Cum spunea o doamnă unei prietene bune de-a ei, draga mea, pe lângă soțul meu și copiii mei pe care îi iubesc enorm, tu mă rănești cel mai mult. Nu e de mirare că oamenii construiesc ziduri, se închid în ei înșiși, nu pentru că nu vor iubirea, nu pentru că nu au experimentat-o sau pentru că nu au fost iubiți, ci pentru că nu vor să fie răniți. Când iubești, te faci vulnerabil pentru cel pe care îl iubești. Așa e iubirea din natura ei. Ne face vulnerabil. Dar Iisus acceptă durerea tocmai pentru că iubește, iubește pe prietenii săi, ne iubește pe noi. Și știind toate acestea, omul de pe măgar mergea mai departe. L-a văzut pe Iacob și pe Ioan care ceruseră expres un loc la dreapta și la stânga lui când va veni în împărăția sa. Iar când le-a spus că cer mai mult decât ce-au dat seama, au declarat că vorbea paharul suferințelor împreună cu el. Și Iisus știa că atunci când va veni momentul, va avea într-adevăr pe cineva la dreapta și la stânga lui, dar nu pe Iacob și pe Ioan, ci vor fi doi străini, doi oameni pe care nu i-a întâlnit niciodată, de fapt, doi tâlhari. Iisus a aruncat o privire spre cealaltă parte a mulțimii și a văzut pe ceilalți apostoli bucurându-se de momentul de triumf. Și totuși știa că niciunul dintre ei nu-i va fi aproape atunci când va avea cel mai mult nevoie de ei, nici în grădina Ghețemanii și nici pe drumul Calvarului. Soldații romani vor fi nevoiți să ordone unui străin din Cirene să-i poarte crucea, pentru că acolo nu era niciun apostol. Toți fugiseră. Totuși, știind toate acestea, omul de pe măgar mergea mai departe. Apoi s-a uitat la mulțime. Acum toți strigau Osana, îl aclamau, îl adorau, comportamentul mulțimii. Dar pe la sfârșitul săptămânii, în weekend, am spune noi, vor striga răstignește-l. Știa și asta. Dar omul pe măgar a călărit mai departe. În cele din urmă, a privit din nou toată mulțimea. Părea să caute pe cineva. Și apoi l-a găsit pe cel pe care îl căuta. Într-un moment scurt, dar foarte intens, ni s-au întâlnit ochii, ochii noștri cu ochii lui Iisus, de parcă am fi fost singurii de acolo. Biscredincioși, aceasta este imaginea noastră.
să ne gândim la ea, să o purtăm în suflet, să o îmbrățișăm, să ne rugăm pornind de la ea. Ochii lui Iisus care se uită la noi, da, există un moment când timpul se oprește, un moment de contemplație, un moment de har, când ochii omului de pe măgar și ochii noștri se întâlnesc. Noi, cu fidelitățile, sacrificiile, virtuțile, rugăciunile și bunătatea noastră, cu compromisurile noastre, trădările, păcatele și inimile noastre strânse și căite. Privirea scurtă și pătrunzătoare a lui Iisus nu ne condamnă, ea ne invită. Simțind copleșitoare o astfel de compasiune, ne ferim ochii în timp ce omul de pe măgar călărește mai departe. De ce? Ce îl mână? Știa ce îl așteaptă și nu dorea aceasta. Refuzul, lepădările, durerea, moartea nu erau paharul pe care și-l dorea. Nici nu-i plăcea să facă pe-a victima, să se plângă mereu, cum facem noi. Nu a căutat de bunăvoie să moară. Dar omul de pe măgar a mers mai departe. De ce? Ne spusese deja de ce. Iubirea îl împingea. Dragostea, cum ne spusese el, dragoste mai mare nu are nimeni în afară de aceasta, să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Da, Iisus a venit să ia asupra sa fiecare slăbiciune umană, fiecare situație umană tragică, orice neînțelegere, durere, trădare, respingere, ciudă, dispreț, răzbunare, suferință nevinovată, umilință, ură și moartea însăși, pe toate acestea le-a pironit, le-a bătut în cuie pe lemnul crucii, arătându-ne dramatic că acestea sunt distruse pentru totdeauna și nu sunt ultimul cuvânt. Iubirea lui Dumnezeu are ultimul cuvânt. Iubirea răstignită are ultimul cuvânt. Da, iubirea este motivul pentru care omul de pe măgar a continuat să meargă până la capăt, la moarte. Dragii mei, aceasta este imaginea noastră a pătimirii. Noi, în mulțime, privim spre Iisus, privim în sus și îl găsim acolo pe Iisus, care la rândul său ne privește de pe umilul său tron cu patru picioare și urechi lungi. E un moment în care ochii ni se întâlnesc și atunci vedem, simțim, experimentăm iubirea lui Dumnezeu. E un moment pe care să-l păstrăm în suflet, să-l prețuim cu inima și la care să ne gândim cu mintea înainte ca omul de pe măgar să călărească mai departe. Spre Dumnezeu, stânca și eliberatorul poporului său,
Tatăl grijuliu și prietenul oamenilor, să îndreptăm cu credință rugăciunea noastră și să-i spunem: Doamne, revarsă harul Tău asupra noastră. Doamne, uneori creștinii se dovedesc ca fi martori destul de timizi a Evangheliei, iar ținta împărăției apare încă foarte îndepărtată. De aceea noi Te rugăm. Doamne, revarsă harul Tău asupra noastră. Doamne, multe nedreptăți și violențe produc neliniște familiei umane și se pare că eforturile de a o pacifica nu dau roade durabile. De aceea noi Te rugăm. Doamne, revarsă harul Tău asupra noastră. Doamne, sunt mulți oameni suferinți care nu mai speră în promisiunea Ta. De aceea noi Te rugăm. Doamne, revarsă harul Tău asupra noastră. Doamne, adesea ne lipsește curajul de a lua apărarea celui persecutat, socotit drept nimic și redus la tăcere cu violență. De aceea noi Te rugăm. Doamne, revarsă harul Tău asupra noastră. Doamne, uneori ni se pare că încercările vieții sunt superioare puterilor noastre și pierdem contactul cu Tine. De aceea noi Te rugăm. Doamne, revarsă harul Tău asupra noastră. Dumnezeule, care ești scutul și mântuirea noastră, iar prin Iisus Hristos ne eliberezi pentru totdeauna de păcat și de moarte, fă-ne încrezători și tari în încercări, pentru a da lumii mărturie despre bunătatea și milostivirea Ta. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule milostiv, dă-ne, Te rugăm, harul să ne învrednicim a sluji mereu cum se cuvine la altarul Tău. Și luând necontenit parte la sfânta jertfă, să ajungem la mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Dumnezeului nostru.
adevărat, vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci prin suferința Fiului Tău aducătoare de mântuire, universul a ajuns la cunoașterea maiestății Tale, vrednice de închinare, deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii și biruința glorioasă a celui răstignit. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul Dumnezeul Sabaot, Sfânt Domnul Sabaot. Cerul, pământul e plin de mărirea Ta. Osana întru cei de sus, Osana, Osana întru cei de sus. Binecuvântat e cel ce vine în numele Lui. Osana, Osana întru cei de sus. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, care de la începutul lumii lucrezi necontenit, ca și omul să fie sfânt, așa cum Tu ești sfânt. Te rugăm, privește darurile poporului Tău și revarsă asupra lor puterea Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Fiului Tău iubit, Iisus Hristos, întru care suntem și noi fiii Tăi. Deși odinioară nu puteam să ne apropiem de Tine, fiindcă eram pierduți, ne-ai iubit cu o dragoste fără margini, căci Fiul Tău, singurul drept, s-a dat pe Sine la moarte și a îngăduit să fie răstignit pentru noi pe lemnul crucii. Dar mai înainte de a-și întinde brațele între cer și pământ, ca semn perpetu al legământului Său, a voit să celebreze Paștele cu ucenicii Săi. Pe când stătea la masă, a luat pâinea și, mulțumind, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, știind că toate aveau să se împace în El prin sângele Său, care trebuia să se verse pe cruce, a luat potirul plin cu rodul viței și, din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Aducându-ne așadar aminte de Fiul Tău, Iisus Hristos, care este Paștele nostru și pacea noastră temeinică, celebrăm moartea și învierea Lui și, așteptând fericita Lui venire, îți oferim ție, care ești un Dumnezeu fidel și îndurător,
jertfa care îi împacă pe oameni cu tine. Privește cu bunăvoință, Părinte preandurător, la cei pe care îi faci părtași de jertfa Fiului Tău și fă, prin puterea Duhului Sfânt, ca ei care se împărtășesc din aceeași pâine și din același potir, să se unească în Hristos într-un singur trup, din care să fie îndepărtată orice dezbinare. Binevoiește a ne păstra pururi uniți în credință și iubire, împreună cu Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif. Ajută-ne să stăm împreună în așteptarea împărăției tale ce va veni, până în ziua în care vom sta alături de tine, ca sfinți între sfinți, în casa ta cerească, împreună cu fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu toți sfinții și cu frații noștri răposați, pe care îi încredințăm în rugăciune îndurării tale. Atunci, eliberați în sfârșit de putreziciunea morții și transformați pe deplin în făpturi noi, îți vom cânta cu bucurie imnul de mulțumire pe care ți-l înalță Hristos, Cel care este viu în veci. Prin Hristos, cu Hristos și viu în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Păcatele lumii.
lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Amin. Să vii, să mă întoară
aceasta tu iarăși să fii, singura mea mângâiere, singura mea mângâiere. Să ne rugăm. Taina pe care am primit-o, Doamne, să ne ocrotească neîncetat și să îndepărteze de la noi orice primejdie, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeule atotputernic, te rugăm să le dăruiești slujitorilor tăi care cer ocrotirea ta harul, ca eliberați de toate relele să-ți slujească cu suflet netulburat, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Rugăciune în vremuri de încercare. O Marie, tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui, și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra sa suferințele noastre și s-a împovărat cu durerile noastre, pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Adu-ți aminte. O prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce a alergat sub putirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maica Fecioară a Fecioarelor, la tine vin și stau ce mă întâlnită ta ca un păcătos, Maica Cuvântului și sprețui cuvintele mele, dar lasă-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, iubește-ne pe noi. Inima neprihănită a Mariei. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Încrezători în aceste promisiuni, ne rugăm pentru răposații Bernardin, Margareta, Petru, Ludovic și Verona, Tereza, Anica, Iulia și Gheorghe, Vasile, Elisabeta, Iacob, Natalia, Constantin, Paulina, Mircea, Elena, Adela și răposații familiei. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai împins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin
marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Strivi către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leagă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în mai mult decât așteaptă strășerii ivirea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească să fie ta, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate, să fie ta, dă-ne astăzi și în iartă, și în cer, precum și în să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți. Te rugăm, întărește-ne în speranța că și pe frații noștri amintiți îi vei învia la viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Odihna veșnică dă-o lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin.
Părintele, pe o cruce răstignit, ale simțurilor mele, mari greșeli ai ispășit.